Au plecat să muncească în străinătate pentru a avea un trai mai bun, mai sigur pentru ei, dar mai ales pentru copiilor. Un singur lucru este omis uneori și anume impactul emoțional pe care această decizie a părinților îl are asupra micuților. Pentru a veni în ajutorul lor, organizația Salvați Copiii România va extinde programul de sprijin pentru copiii rămași singuri acasă în județele Hunedoara, Suceava, Iași, Vaslui și Mureș. La nivelul județului nostru sunt peste 1100 de copii care cu un ochi plâng, iar cu un altul râd, cât timp părinților trudesc dincolo de granițele țării. Conform ultimelor statistici oficiale, în județul Hunedoara sunt în jur de 1150 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, dar vorbim despre statistici oficiale ale serviciilor publice de asistență socială, care includ doar copiii a căror situație a fost înregistrată la nivelul primăriei. Practic, de câte ori au fost solicitate statistici și de la sistemul educațional, acestea au reflectat cifre mult mai mari decât cele din sistemul de asistență socială. În etapa actuală de program, lansată în luna octombrie, 690 de copii vor fi integrați în programe complexe de suport socio-educațional. Totodată, 300 de părinți și reprezentanți ai copiilor vor beneficia de sesiuni de educație parentală, de consiliere socială și îndrumare juridică, iar 50 de cadre didactice din școli partenere vor participa la workshop-uri destinate întăririi capacității școlilor de a oferi servicii copiilor afectați de migrația economică a părinților. În județul Hunedoara, programul nostru se derulează în principal în Petrila și în Lupeni, însă lucrăm și în orașele Vulcan și Petroșani și prin intermediul caravanelor locale de informare și conștientizare în mai multe localități din mediul rural. În localitățile în care avem programe de intervenție directă, acestea constau în oferirea de servicii de suport educațional, pe de o parte, dar și emoțional, psihologic, pe de altă parte, și social, pentru copii și pentru persoanele în grija cărora au rămas. Pe lângă ele și activitățile recreative și de socializare sunt foarte importante, având în vedere că de multe ori copiii rămân în grija unor bunici care nu pot să se ocupe de componenta aceasta de socializare. Programul de sprijin socio-educațional este cu atât mai important cu cât datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România în decembrie 2021 arată că intenția de a lua copilul în străinătate alături de părintele ori părinții plecați apare doar în cazul a 7% dintre copiii din eșantion. Dintre factorii care ar putea contribui la luarea unei decizii de întoarcere definitivă în țară, cel mai frecvent invocat ține de piața muncii în proporție de 39%, urmat de îmbunătățirea sistemului de sănătate de 24% și de ameliorarea climatului social general și al vieții politice în proporție de 20%.